Bună seara, vrăjitori! Bună seara, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. În seara asta voi face un ritual pentru a închide toate drumurile unei persoane care, să zicem că stă în calea fericirii unei cliente, unei domnișoare care m-a contactat. Cu acest ritual, această persoană nu va mai avea niciun succes, nici pe plan economic, nici pe plan financiar, da, economic, financiar, bineînțeles, nici pe plan familiar, nici nimic, nu-i mai ieși nimic. Sau dacă, o să zicem că are lucrurile care deja au, are proiecte care au pornit înainte de ceva timp, dacă vor merge aceste proiecte, se vor rezolva, dar cu foarte mare greu și vor merge foarte rău. Eu am aici poza persoanei pentru care lucrez, nu pot să vi-o arăt, deoarece este într-adevăr o persoană care există în realitate și nu trebuie să o vedeți. Poza este foarte mare, va trebui să o tai nițel. Lumânările le-am aprins pentru a amenaja cât de cât un, să zic așa, un altar, două lumânări negre și una albă. Voi puteți să aprindeți decât o lumânare sau cum vă simțiți, cum vreți, cum doriți. Bineînțeles, ar fi necesar să aveți o, ar fi mai bine să aveți o poză a întreaga persoanei pentru care veți lucra, dar dacă nu aveți, bine, e bine și așa. Ok, o pun cu fața în jos. Eu am aici o lămâie. După cum bine știți, vi-am tot vorbit despre cuțitul vrăjitoarelor. Acesta este cuțitul meu de vrăjitoare. Ok. Eu îl folosesc să tai anumite ingrediente. Am aici un pahar cu sare. Am aici un castronel cu apă. Și iar aici am un ingredient nou, o băutură alcoolică foarte puternică. Voi în România puteți să folosiți țuică, ceva distilat, ceva să fie puternic. Vodka, vedeți voi. Nu știu câte grade are asta, nu vreau să fac publicitate nimănui. Da, trebuie să fie ceva puternic. Vreau să vă spun că eu nu beau alcool, dar în acest caz este necesar. Avem nevoie de numele persoanei pentru care vom lucra și de poză, v-am spus, de un borcan, nu prea mare, pentru că dacă este mare vom folosi multe ingrediente, nu contează mărimea, o lămâie și, bineînțeles, sare marină sau sare integrală mare, groasă. Cu cât sarea este, de ce? Puteți să folosiți sare fină, dar eu v-aș sfătui sare groasă pentru că este mai puțin atinsă cu mâinile, mai puțin prelucrată, deci este mai pură și ne folosește mai mult. Ok. Ia să vedem noi dacă putem să facem ceva ca să se vadă mai bine ce fac eu aici. Nu reușim să facem asta. În fine, eu o să vă arăt așa. Acesta este borcanul nostru. Eu tai lămâia asta, îi voi tăia decât partea de deasupra, da? Îi voi face un capac. Da? Rămâne așa. După care o să trebuiască să o tai și puțin de sub ca să o așez. Dăm la o parte borcanul, că nu trebuie să vedeți borcanul. În acest timp, voi vizualizați persoana respectivă pentru care lucrați. După care o tăiem în patru, dar nu până jos. Ea trebuie să se țină, o despicăm decât. Dai, facem o formă de cruce, ia uitați. Vedeți? Nu știu dacă vedeți. Ia să facem noi în așa fel încât să vină mai aproape camera. O vedeți? Este despicată în patru. Așa. Deci așa și așa. O cruce cum ar veni, da? Ok. Acum luăm poza persoanei respective. O îndoim, mică, mică, mică,
ca să intre acolo înăuntru, o facem așa. Deci vă dați seama că asta este foarte mare și îmi va fi foarte greu să o bag. Din păcate nu am reușit să-mi găsesc poze mai mici, dar vom vedea cum vom face. Deci, vedeți, lămâia o băgăm așa, până jos, da? Dacă este nevoie, că doamna asta rămâne pe din afară, o mai îndoiți odată ca să intre toată în lămâie. Uitați ce s-a întâmplat aici. Să intre toată în lămâie și obținem ceva de acest gen. Nu este chiar ușor de făcut ritualul ăsta, dar răbdare, dragii mei. Același lucru facem și cu numele. Îl îndoim, mai ales că eu nu am nevoie să se vadă la cameră, și îl punem peste. La fel, nu contează că se rupe. Îl băgăm în lămâie. După care, pe fundul borcanului facem un pat de sare. Așa. Poate eu am pus chiar prea multă. Și îndesăm lămâia înăuntru. Nu va fi ușor, dar puneți forță. Ia să mut eu lumânarea că se va stinge. Cu ziua lămâiei. Puneți forță, împingeți și o îndesați în borcan. Așa, cu poză, cu tot, să se ducă până jos. Așa. Ok. Deci a intrat tot înăuntru, dedesubt este sare, deasupra. Deschidem sticla cu alcool. Nu trebuie să fie alcool scump. Important este să fie puternic și punem peste alcool. Lăsăm să se ducă până jos. Sarea o să absoarbă puțin alcoolul ăsta. Ok. Din acest moment, tot ce va dori această femeie va ieși invers. Va avea drumurile sărate. Va fi acidă ca și lămâia în fața persoanelor cu care are de a face, chiar a familiei. Iar considerarea care vor avea persoanele din jurul acestei femei față de ea va fi considerarea pe care o are cineva pentru o femeie, o persoană beată, da? Ok, acum mai punem niște sare deasupra. Nu este greu, este ușor. Acoperiți bine cu sare. Dacă este nevoie, așteptați ca să se absorbă puțin alcoolul. Eu am pus prea multă sare de dedesubt, dar nu contează. Important este să fie și de dedesubt și deasupra. Eu când fac ritualul nu mă zgârcesc, pun cât pot să pun. Așa. Acum ce vom face? Vom închide borcanul cu apă aici în pălmânuțele. Vom închide cu forță acest borcan. Gândindu-ne că i-am închis drumurile acestei nenorocite. Ok? Nu este necesar să puneți lumânarea neagră deasupra. Eu o pun pentru că vreau să fie o lucrare. Este o lucrare pentru o fată care m-a sensibilizat într-un fel. Eu vreau ca această lucrare să aibă maximă reușită și va avea maximă reușită. Ok, acum ce veți face cu acest borcan? Cu acest borcan îl veți pune undeva unde să fie atins de lumina soarelui, de lumina lunii, de vânt, de ploaie, de tunete, nu contează în ce stagiune sunteți, nu contează cum este timpul afară. Îl puneți afară, vă semnați în calendar. Din acest moment, 7 zile și 7 nopți, va sta undeva unde să fie atins de lună, de soare, de vânt, de ploaie, de nori, de tot ce este eveniment atmosferic.
Când au trecut cele 7 zile, îl luați și îl duceți departe de casă, cât mai departe cu putință, îl îngropați și uitați că l-ați făcut. Veți vedea imediat, după cele 7 zile, deja drumurile acestei persoane încep să se închidă. O afacere va merge rău, poate să rămână fără servici.